fată sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu s-o simplă fată. Munciți sau nu munciți? Că uite, colegul zice că nu prea munciți. Păi eu nu puneam lemn, dar reparăm gropile. Am înțeles. Dar cine a zis că poate noi suntem mai lenți, dar poate noi facem mai bine decât el, poate el pune parchetul strâng. Adevărat și asta, auzi colegul, poate ei fac mai bine ca tine, că sunt mai lenți, dar ei o gândesc mai mult când fac aici treaba, știi? Ia, uite-te, am făcut decât eu toată partea asta. Mamă. Am pus și parchetul bine. Ai pus și parchetul bine? Colegul? A, uite aici și aici, deci aici vine numai parchet. Stai așa că mă apuc și eu să vă ajut acum. El zice de noi, dar noi tot muncim. Păi da, da, nu știu, așa a zis el, că voi nu prea munciți. Păi, voi trageți schiuri. El pune aici parchetul, păi, dar am pus și eu. Dacă el pune parchet peste grop, că dacă nu acopeream noi gropile, el punea parchetul și cădea în gol. Adevărat, aceasta e posibil, dacă te grăbești, nu mai prea poți să vezi gropile și atunci te împiedici și cazi în ele. Adevărată și treaba asta, adevărată. Ia să vedem, așa e că mai trebuie puțin parchet, nu mai trebuie așa mult. Opa! Hai că mă duc în partea asta la altă, ca să ne mai încurcăm unul pe altul. Așa. Bun, și după aceea ce urmează să facem, colegii? Ridicăm zidurile. Zidurile? Mamă. Ce nu mai aveți? Lemn. Lemn? Lemn. Nu contează, păi mai există. Păi eu mai am un stec. Ia uși, colegul, mai are un stec de lemne acolo pregătit. Eu tot ce am apoc. Și am avut vreo 5. 5 stecuri? Mamă. Da, și că nu fac nimic. 5-6. Am înțeles. Dar mai am doar 20. Doar 20? Da. Ia să vedem acum, să punem aici pește tot. Și mai e porțiunea asta mică. Ia să punem și aici. Așa, și ar mai fi doar porțiunea asta și cred că am gătat cu podiaua. Domnul, vezi că deja a venit cineva. Da, am văzut, s-a dus și în parc, s-a pus acolo pe o bancă în parc. Da, uitați că mai e cineva. Unde? Uitați-l aici. Da, mai e cineva. E un fel de urs panda. Și vom dai concret alb. Concret alb, sigur că da, uite aici, colegul. Uite aici, o grămadă de concret alb. Și la ce să mă mai ajut acum, colegii? La ce să vă mai ajut? Păi, uite-te, acum ridic zidurile. Am văzut, colegul, hai că vin și eu din partea asta la altă. Uite așa frumos. Mamă, ce bine merge cu zidurile, ce anume? Pune și geamuri. Da, colegul, îți dai seama, trebuie și geamuri la market. Cum să nu? Te duci și nu vezi nimica pe geam? Nu prea merge. Păi ce culoare să punem geamurile? Nu știu, eu zic albastre, nu ar merge cel mai bine cu un market. Da. Dar nu știu ce fel de albastru, că sunt mai multe feluri de albastru. Deschis. Albastru deschis? Ia să vedem ce avem aici. Deci avem, light din ăsta, nu? Da. Da. Mă gândeam cât de mari să fie geamurile, cum le împărțim oare? Mă gândeam eu acum. Astea primele, oricum, astea două ar trebui să le facem mari și să fie doar geam aici ca să se vadă de afară. Da, da. Eu așa mă gândeam. Domnul, dați-mi geam. Sigur că da. Uitați aici, colega. Uitați aici geamul. Geamurile. Așa, să-mi ziceți dacă mai aveți nevoie. Bun. Stai așa că m-am blocat aici.
A, cred că ar trebui să mă duc cu câte două, gen. Ca să-mi meargă treaba. No, bun, hai să vedem. Aici vine așa și aici așa. Și am gătat cu un geam. Așa, și aici pot să fie și mai mici geamurile, într-adevăr. Într-adevăr pot să fie și mai mici. Și eu am gătat un geam. Bine, colegul, bravo. Înseamnă că te pricepi. Hai să vedem, cred că vine așa ceva. Bun. A, și aici nu mai merge deja. Deci înseamnă că trebuie să vin cu două rânduri. Bun. Ăla-i mă, frate, mă. Și gata. Ce fă, mă, dai și mie geam. Uite, bă, că a mai venit o colegă, bă. A mai venit o colegă. A venit și Alexandra, colega noastră. Ce ziceți? A venit, dar pare că a venit în vizită, gen doar. Uite, da. Și plecat. Cum a venit, cum a plecat? Dați geam. Da, sigur că da. Tot din astea albastre, nu? Da. Uitați aici. O grămadă, gata, de gemulețe. Vreau și o sticlă. Mamă, dai mare. Doar ce mi se pare dubios că are geamurile puțin diferite, gen. O parte de alta. Aici sunt mai mici. Aici nu mai avut loc așa mare geamul, știi? Și așa am mai înțeles. Mic locul. A, așa mai mic e aici, în partea asta, alta. Așa e cumva făcut în diagonală, gen. Să da, semene. Vreau și o sticlă. Sticlă? Cu apă sau goală? Din asta. A, crezi că vrei o sticlă cu apă, așa mă gândeam eu. Nu. Ia uitați aici că se pune blocurile așa repede. Ia să vedem, haide colegul. Mamă, dar ce e rapid mai sunteți, colegul? El este rapid de mână, dar a muncit cam... Da, a muncit mult, nu? Ca să poată să facă chestiile astea. Păi el muncește, dar poate să greșească. Am înțeles. Da. Domnul, mai da și mie geam. Geam, sigur că da, uite aici. Uite aici, gemuleț. Dacă mai aveți nevoie, mai îmi ziceți. Și vă mai dau. Nu, că eu deja cred că... Opa, l-am luat eu pe tot, am înțeles. Cu materialele noastre, cred că ajunge tot aici. Da, mamă, ce bine arată deja. Pai, ai, altă treabă, bă, altă treabă. Uite, văd că domnul încă stă acolo la leagăne. Apar, nu am ce face acolo la leagăne. Poate fură. Ce să fure, colegul? Că nu prea are ce să fură. Să fure o bucată de pământ, ce să fure? Da. No, bun, hai să vedem acum ce se întâmplă. Ce mai avem acum de făcut aici? Mai avem acoperișul și să punem standul. Acoperișul vine cu alb, așa? Știi ce idee am eu? Ce idee ai, colegul? Aici să facem așa o scară din aia așa rulantă. Am nevoie de slaburi din alea de cuarț. Slaburi de cuarț? Da. Uite aici și acum. Acum vine. Acum vine slabul. Ajung, bun, super. Mă gândeam că dacă mai trebuie, după aceea mai pot să-ți dau. Altă treabă, numai că acolo e white concrete, știi? Parcă se vede un pic așa diferent. Da, nu, arată bine. E ok. E ok, arată bine și așa. Mamă, dar stai că e cu design, frate, nu faci tu scara chiar așa ușor. Ia, fii atent, o scară e mai albă, una e mai gri. Mamă. Păi e cu model, domnul. E cu model? Aolo. Aolo. Bine, colegii. Faceți acolo mușgărițele. Păi colegul. Da. Păi colegul știe cum să facă. Deci doar colegul știe să facă scările, să înțeleg. Păi lui i-a venit ideea. Ok, am înțeles acum. Bă, sunt bune scările astea, chiar poți să urci ușor pe ele. Sunt practice scările astea.
domnul, dar trebuie să le punem și o balustradă. O balustradă ar merge, ar merge, da, dar stai să vedem, trebuie să facem și acoperișul aici. Păi, păi da, nu facem cu două etaje. Zici că sunt scări din alea rulante, nu vedeți? Mamă, da, sunt super tare. Păi da, da, și dacă facem cu două etaje, n-ar trebui să fie o podea ceva, o chestie? A, ba da, tot lemn alb. Tot lemn alb. A, deci nu punem din asta atunci, punem lemn alb. Ok. Da, da. Lemn alb, așa. Bun. Ce anume? Dați-mi lemn alb pentru acoperiș. Acum, asta e așa că am pus asta greșit. Deci lemn alb vrei, uite aici, pentru acoperiș. Mă rog, pentru podea mai exact. Da, îți profesionist pe luat. Ma